Taur și ascendent Taur. Venus, guvernatoarea voastră, și Mercur intră în casa a noua voastră. Ce înseamnă asta? Este o casă de unde sunteți stimulați să învățați, să studiați mai mult decât ceea ce știți, să căutați, să căutați răspunsuri, să vă interesați de noi domenii, să vedeți ce vă pot oferi alte domenii, indiferent că vorbim, nu știu, poate de un domeniu de studiu, poate de un domeniu profesional. Este o casă care stimulează la învățare, cercetare, să studiezi ceva în plus, să te înscrii la un seminar, poate din cu totul alt domeniu de activitate decât cel în care profesezi tu. Te stimulează la călătorii, la plimbări, chiar și peste hotare. Apoi cu Venus și Mercur în casa noua, gândirea ta, gândirea voastră a taurilor și a celor cu ascendentul taur este foarte matură, matură, logică, înțeleaptă. Aveți acum o înțelepciune aparte pe care o puteți folosi în multe domenii unde ați avut dubii. Puteți veni acum cu această înțelepciune. Mă rog, asta e și în urma experienței, că nu putem vorbi de o înțelepciune la 20 de ani, de aceeași înțelepciune pentru o persoană care are 20 de ani față de una care are, nu știu, 40 și a trecut prin mult mai multe experiențe de viață, dar în principiu aduce înțelepciune aceste două tranzite. Dacă sunteți singuri, puteți fi atrași și de persoane care sunt, nu știu, de genul profesori, ghizi, mentori, de altă naționalitate, de altă cultură, de altă religie. Curiozitate, să știți că este vorba de multă curiozitate în perioada care urmează, mai ales că Venus și Mercur stau aproximativ o lună în Capricorn, deci la voi în casa nouă. Curiozitate, sunteți curioși. Ceea ce nu-i rău, părerea mea. Atâta timp când nu săriți calul, e ok să fiți curioși, să, tocmai, numai bine vă faceți cultură, cultură generală. Apoi, luna plină nu prea este plăcută pentru voi, se petrece în casa a doua. Casa a doua e casa banilor. Am tot spus despre bani la tauri, spun în continuare, acolo e Martele ăsta retrograd care, nu știu, poate v-a făcut să cheltuiți mult, poate pe alții a făcut, sau mă rog, le-a adus pierderi financiare. Să știți că luna asta plină zice, hai să încheiem o etapă financiară. Ce înseamnă să încheiem o etapă financiară? Păi poate însemna pierderea unei surse de venit. Sau că nu este bătut în cuie nimic și ține foarte mult de astrograma fiecăruia, poate însemna hai să schimbăm modul în care am administrat banii până acum. Pe ce am cheltuit enorm? Păi în zona aia și în zona aia. Păi și mai pot să reduc de acolo și de acolo cheltuielile? Păi da, pot. Haide să administrăm diferit veniturile. Hai să căutăm noi surse de venit. Sunt tauri care pot scoate bani din proiectele lor, unde au investit ei până acum. Se pot folosi de niște economii ca să câștige mai mult, dar să știți cum, totuși există acel risc de pierdere la care aș vrea să aveți grijă. Adică orice ați face acum din punct de vedere financiar, luați în calcul și că există varianta de a pierde. E o lună plină în conjuncție cu Marte. E ca și cum, noroc că, acum poți să zici noroc că Marte retrograd, că dacă n-ar fi fost Marte retrograd, ați fi cheltuit foarte mult. Acum parcă vă mai înfrânează. Și apropo, pot să vă vină bani de la alții. Marte, guvernatorul relațiilor voastre, soarele se află în casa 8-a, poate vă ajută cineva. Poate vă ajută familia, poate vine cineva, un partenerul de viață. Oricum, ca și cum cineva vă susține financiar. Da? Adică nu sunteți singuri. Cam despre asta e vorba. Pot veni și propuneri de colaborare profesionale care aceste propuneri, mă rog, aceste colaborări, contracte, etc., o să vă aducă un venit în plus. Acum vedeți cum abordați subiectele legate de bani, să nu intrați în conflicte, să nu vă certați. Poate vă frământați că aveți o datorie de returnat și nu reușiți să o returnați sau vreți să faceți o investiție, vreți să faceți ceva cu banii și
nu ați putut sau nu puteți, ia schimbați puțin ideile, ia găsiți acolo ceva, că tot avem Venus Mercur în casa noua, ia găsiți acolo, căutați în mintea voastră, căutați în discuțiile cu celelalte, cereți sfaturi, încercați să găsiți variante de a vă îmbunătăți veniturile. Adică sprijinul de la ceilalți nu este neapărat despre hai să te învăț să pescuiești, cât hai să-ți dau un pește, să ai ce să mănânci, știți? Mă rog, e metaforic ce spun eu aici. Dar voi puteți avea ideea în ce lac să mergeți să pescuiți. Bun? Deci cam asta e. Deci o lună plină în zona asta financiară a voastră poate aduce discuții despre bani, despre salarizare, poate cereți mai mulți bani și aș mai zice să aveți grijă la resurse, că resursele înseamnă și energie și alimentație. Aveți grijă, da, la alimentație, nu mâncați pe fond emoțional, că sunteți stresați, că sunteți obosiți, că sunteți agitați, mai bine dormiți, odihniți-vă. Și aveți grijă, da, cum vă administrați resursele. Deci resursele nu înseamnă numai bani, înseamnă și energie și timp, sănătate, alimentație, toate astea sunt resursele voastre. Încercați să schimbați puțin ceva pe acolo, să le administrați mai eficient.